Al doilea aspect care este, cred eu, foarte greșit cu privire la evanghelizările de astăzi și la Evanghelia care e prezentată astăzi, nu este doar distrugerea la propriul caracterul lui Dumnezeu, ci cosmetizarea căderii în păcat a omului. Se vorbește foarte puțin despre păcatul omului, iar când se vorbește defocalizat, nebiblic. De exemplu, a-l invita pe un om să intre într-o relație cu Dumnezeu presupune ideea că el e undeva la mijloc, da? El nu intră, nu, cum nu aștept pe Dumnezeu? Nu l-o întâlni pe Dumnezeu, nu, problema nu este asta. Omul nu are nevoie să intre într-o relație cu Dumnezeu, omul este într-o relație cu Dumnezeu. Nu este într-o relație de dragoste, asta este problema, ci este într-o relație de vrăjmășie. El este vrăjmașul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își va nimici într-o zi toți vrăjmașii. Asta este vestea. Asta este vestea. Da? Se minimalizează și se restălmăcește adevărata stare a omului. El se află într-o relație de dușmănie, de vrăjmășie cu Dumnezeu. În al doilea rând, se vorbește foarte mult despre acțiuni păcătoase, dar nu despre izvorul păcatului care este în noi. Aș putea să recunosc la un moment dat că am făcut și eu niște fapte rele. Da, domnule, e un băiat bun la urma urmei, nu? De ce l-ar trimite Dumnezeu în iad? Așa cum s-a spus deja în prima sesiune, în noi există un izvor nesecat al iadului și al păcatului, care ne va duce. Sămânța iadului este păcatul și acolo ne vom duce. Dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu, dacă nu suntem mântuiți de Domnul Iisus Hristos. Asta este noi. Este un mormânt care produce în continuu putrefacție și mizerie.